Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Ministrul de interne, Ioan Rus, a criticat dur politica UDMR și a autorităților ungare cu privire la Transilvania, reclamând enclavizarea zonei Harghita-Covasna, precum și încurajarea, în cadrul discursului maghiar, a diferențelor dintre România, ardeleni și cei din restul țării, în scopul atenuării discursului naționalist din Ardeal și substituirea acestuia cu un discurs separatist. Potrivit unui document intitulat Programul Social-Democrat pentru Transilvania, prezentat de proaspătul președinte al PSD Cluj, Ioan Rus, s-a renunțat la contestarea fățișii și a caracterului național unitar al statului român și se preferă obținerea pas cu pas a unor drepturi care să satisfacă obiectivele politice UDMR și ale Budapestei în problema maghiarilor din România. Documentul arată că se vehiculează conceptul de patrie interioară realizată pe teritoriul Harghitei, Covaznei și Mureșului, care să-și asume împreună cu Ungaria un rol major în dezvoltarea și controlul economic al Transilvaniei, iar programul elaborat de statul ungar este pus în aplicare prin intermediul organismelor guvernamentale și neguvernamentale și prin angrenarea unor societăți comerciale sau bănci cu capital de stat sau privat. Am încheiat citatul. Pentru a discuta acest manifest, așa cum a fost denumit el, lansat de domnul Ioan Rus, proaspăt ales în unanimitate președinte al Organizației Județene Cluj a PSD, am invitat în studioul nostru pe domnul Ioan Rus, ministru de interne și președinte al PSD Cluj, așa cum spuneam, pe domnul Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României pentru Uniunea Europeană, vicepreședinte al PSD Cluj-Napoca și invitat nostru de la sediu UDMR, domnul Peter Eckstein Kovács, senator UDMR. Puteți să avem legătura și cu domnul Kovács, ca să-l vadă, stimații noștri telespectatori. Bună seara, domnule Kovács. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara. Eu, din păcate, sunt enclavizat aici, în sediul UDMR-ului, de pe strada Avram Iancu, dar țin cu dumneavoastră aproape. Bun. Vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Haideți să începem dezbaterea. Domnule ministru, domnule președinte al PSD, pentru început, ce ați vrut să cu acest manifest? Deci, este vorba despre un program social-democrat pentru Transilvania, un document prezentat în fața conferinței județene a partidului și adoptat de conferința județeană ca document al ei. Este vorba de invitația de constituire a unor strategii aparte pentru ritmurile dinamice ale schimbării care se întâmplă la această oră. El nu are obiectiv zero problema maghiarilor. Acolo nu se face niciun rabat de la principiile social-democrației, se potențează acestea, se indigenizează, să spunem, la ceea ce înseamnă Transilvania. Deci vorbim despre un program mult mai amplu, care... E adevărat. Care la categoria protecția minorităților are referiri de o pagină jumate și la această chestiune. Deci putem discuta despre ansamblu ideilor, conceptelor. Hai să vorbim despre pagina jumătate pentru început și după aceea... Sau putem să ne oprim la acest... Putem să ne oprim la această parte a programului dumneavoastră, pentru că această parte a programului a creat foarte mari discuții și am ajuns, iată, și la dezbateri. Ați declarat, nu vom accepta cu o suveranitate asupra Transilvaniei pe care prea des o afișează Budapesta. A spus, în Harghita și Covasna, românii sunt discriminați pentru simplu motiv că nu aparțin etniei maghiare. Și multe alte declarații legate de acesta. O poziție foarte curajoasă a unui ministru din cabinetul Năstase. Nu are nicio legătură cu curajul. Cu raționalitatea. Cu raționalitatea. Cu realitatea. Cu faptele. Atâta tot. Deci noi avem o problemă de care nu are rost să fugim. Problemele pe care le avem, de fapt, absolut raportându-ne rațional la ele, trebuie să le găsim soluții în comun. Noi împreună cu maghiarii, sau noi împreună cu germanii, sau noi împreună cu țiganii, sau noi împreună cu toți cei care trăiesc aici, peste tot unde avem astfel de probleme. Deci chestiunea a stârnit, nu știu dacă a stârnit valuri, de fapt. De ce a stârnit? Nu am auzit Vălătuci?
Nu, nu. Domnul ministru, da. Acest program pe care dumneavoastră l-ați anunțat și l-ați prezentat la Cluj, unde ați fost și ales președinte al filialei Cluj de PSD de acolo, va fi propus, am înțeles, va fi discutat și în cadrul PSD-ului. Deci deocamdată noi l-am propus organizației județene și a fost adoptat ca atare. Da. Probabil că va fi adoptat și de alte organizații județene din Transilvania. Poate nu, poate ba. Egal, nu încercăm să impunem. Și de asemenea, cu corecturile de rigoare, este posibil să fie adoptat și la conducerea de la nivel central a partidului. A partidului, am înțeles. Și dacă îmi dați voie și mie puțin, domnul Vă dau, domnul. Se spune că politica adevărată este politica locală și politica ce o percep oamenii de adevărată. Ceea ce s-a dorit la Cluj în cadrul conferinței PSD Cluj a fost să se dea răspuns la problemele care frământă oamenii de acolo și să se aplice preceptele, principiile social-democrației actuale, contemporane, la realitățile noastre. Am înțeles. Dumneavoastră spuneți că n-ați făcut altceva decât să ascultați ce spun cetățenii din Cluj și din alte județe din Transilvania și să veniți un program în întâmpinarea acestor. Greșesc? Nu este a veni în întâmpinarea cuiva. A găsi soluții. A găsi soluții la problemele cetățenilor. Pe noi nu ne-a interesat să facem o discuție neapărat referitoare la un tip de probleme. Ba, suntem acum bucuroși că o facem și aceasta este, dacă doriți, din punctul nostru de vedere, adevărata politică. Haideți să discutăm de adevăratele chestiunile pe care le avem în față, pentru că dacă le tot mușamalizăm, corect, așa atunci este. Ajungem să... Trebuie să vă dau dreptate. Ne preocupăm de cu totul altceva și nu de oameni. Trebuie să vă dau dreptate și cele spuse de dumneavoastră sau programul dumneavoastră capătă cu atât mai multă greutate, cu cât președintele PSD Cluj este totodată și ministru de interne al României, iar dumneavoastră, domnule Pușcaș, sunteți pe lângă funcția pe care o aveți în PSD, aceea de vicepreședinte, sunteți și negociatorul șef al României pentru Uniunea Europeană. Și sunt și deputat de Cluj. Și deputat de Cluj totodată. Din partea PSD. Am zis că au funcțiile care reprezintă interesul României, deputat, e bine că ați făcut și precizarea asta. Haideți să intrăm în legătură și cu domnul Eckstein și să ne spună și domnia sa care este poziția Uniunii Democrate Maghiarilor din România după ce a fost lansat acest program al nostru. Haideți, domnul Kovács, vă ascultăm. În primul rând, doresc să-l felicit pe domnul Rusc în și calitatea sa de nou lider al organizației județene Cluj al PSD. Noi, cel puțin de la UDMR, unde unanimitatea nu este chiar regula, admirăm că a fost ales în unanimitate și dorim să-l felicităm în același timp și în calitate de demnitar și în calitate de președinte al organizației PSD Cluj de faptul că în sfârșit cineva a propus o strategie aparte pentru Transilvania. Este o recunoaștere a faptului că sunt anumite specificități ale acestei regiuni de care trebuie să se țină cont. În al treilea rând, eu cred că s-a greșit foarte mult de cei care au redactat acest articol în privința faptului că românii din Harghita Covasna sunt oprimați. Am aici o bază de date cam cum sunt reprezentați românii oprimați în administrația publică și în viața economică și socială a județului. Pe de altă parte, nu pot să fiu de acord și chiar cred că este periculos afirmațiile care se fac în legătură cu relațiile economice și cu substraturile acestei relații ale Ungariei cu România. Am înțeles. Eu cred că domnul Rus, care este reprezentantul firmei Mercedes, nu se teme că Transilvania va fi germanizată prin această prezență germană pe piața românească. Ați mușcat pe cineva de gât în timp ce vorbea sau mi s-a părut mie? Sau ați ridicat puțin tonul? Da, haideți să-l ascultăm pe domnul Rus. Mulțumesc pentru felicitări, domnul senator. Realitatea este însă cea care nu ne lasă totuși în pace, domnule senator. Respectiv, sunt lucruri care
Deci pentru ca dumneavoastră să vedeți exact starea materială a dumneavoastră, persoană fizică și a familiei dumneavoastră, este suficient să deschideți ușa la frigider, să vă uitați în pormoneu și să vedeți dacă televizorul nu e prea vechi. Și vă puteți stabili imediat nivelul de viață pe care îl aveți, nu trebuie alte demonstrații. Același lucru este și cu această chestiune. Tot ce noi am constatat acolo, prefer de data aceasta să rămânem în sfera aceasta unei discuții politice, dar la rigoare putem face și demonstrații pe lucrurile care le-am spus. Nu cred că este momentul și nu este cazul. Nu ne-am propus acest lucru în acest moment. Dar putem intra într-o zonă de a demonstra fiecare lucrușor și fiecare afirmație spusă acolo. Noi avem această problemă. Noi avem această problemă cu Harghita Covasna în special și cu zona în general. Există diverse probleme. Prin programul nostru, care le știm foarte bine amândoi, mai dăm încă un semnal. Faptul că s-a depășit nivelul la care în Cluj-Napoca, să spunem, prietenii noștri comuni, numit Zoli, Arpi, n-are importanță, cumpără un bloc cu 10 etaje în centru, iar funarul îi vopsește stâlpul de telegraf din față în tricolor. Din nou, Zoli cumpără, să spunem, 10 hectare de teren în altă parte și funarul îi vopsește gardul în tricolor. Și fiecare spunem că ne-am făcut treaba. Ca... Nu. Suntem într-o altă fază, la un alt nivel al competiției și al discuțiilor, discursului și argumentelor care le utilizăm. Iar aici vă invit cu maximum de responsabilitate să colaborăm pentru a rezolva problemele pe care le avem, pentru că nu mai stăm în aceste rame în care ne vopsim băncile în tricolor și spunem că ne-am făcut treaba vis-a-vis de poporul român și Transilvania. Bine, dacă îmi permiteți, domnule Tucă, să răspund. Vă rog. Desigur, soluția nu este vopsitul băncilor și nici al gardurilor, dar nu sunt de acord cu afirmațiile domnului ministru Rus, care totuși este ministrul de interne, care spune că Ungaria, braț la braț cu UDMR, încearcă să supună întreaga Transilvanie, pornind, mă rog, din bazele din Harghita Covasna. Domnul Ecșten, mai citiți odată materialul. Nu scrie nicăieri. Din datele pe care le am, de exemplu, în județul Harghita, din totalul investițiilor maghiare ungare din România, 5% sunt localizate în județul Harghita și Covasna nici ea nu stă mai breaz. În afară de asta, dacă ne uităm, și am o listă aici cu principalele unități economice din Sfântul Gheorghe, de ce etnie este directorul? Deci în 90 erau 12 conducători de instituții și de, mă rog, de întreprinderi, 12 maghiari și 6 români. Acum mai sunt 3 directori maghiari și 15 români. Cam asta este marea enclavizare, supunerea elementului românesc în aceste două județe. M-am interesat, sunt date oficiale, dacă vreți și dacă sunteți buni să mă ascultați, domnul ministru. Membrii Comisiei Administrative de pe lângă prefectura județului Harghita, 55% români, 45% maghiari, în condițiile în care în județ sunt 84% maghiari și 14% români. Ce competență? Acolo situația este mai grea. Domnul acolo Ecștein. Sunt 64 români în poziție față de 33 maghiari. Raporturile sunt net în favoarea românilor care sunt suprareprezentați. Nu văd exemplele. Eu poate să fie un primar amărât care, nu știu, vorbește urât cu știu eu, agentul comunal român din comună, dar e ceva absolut deplasat și nu se poate generaliza acest lucru. Domnul Ecștein, haideți să nu comparăm mere cu pere. Ce atribuții are Comisia Administrativă, ce atribuții are Consiliul Județean, ce atribuții, deci sunt structuri ale autorității locale și ale autorității statului în zona. Dar n-are rost să intrăm în... Adică dacă vreți să-mi spuneți acum să încep să plâng pentru faptul că sprea puțin... Eu o fac și treaba aceasta, dar cred că... Spuneți că e foarte benefic...
va avea un efect pozitiv la populația maghiară din zonă. Problema nu este, deci, nimic din, acest program nu incită, dar nimic, la ură interetnică sau nimic din acest program nu este îndreptat împotriva maghiarilor. Vă rog frumos să citiți cu mare atenție. Care îi reprezintă pe maghiari, da. Deci, deci nimic din acest program nu este împotriva maghiarilor. Întregul program, întreg programul caută soluții comune, români și maghiari, astfel încât să mărim viteza de integrare și de raportare corectă la valorile promovate la această oră în Europa și în lume. Deci aceasta este esența și de aici trebuie plecat. Dacă vrem să ne cantonăm pe o chestiune punctuală, nu ca și președinte al PSD-ului, dacă ministrul de interne pot să vă arate exact pe secunde la câte emisiuni de radio, unde, când, ce articol de ziar, adică între timp, instituțiile statului român nu mai au trecut perioada anilor 90. Suntem în 2001. Deci avem capacitatea de a ști la cheie ce se întâmplă în această țară, inclusiv în Harghita și Covasna. Deci dacă intrăm într-o zonă aceasta care este independentă și care câteodată are o poziție critică, chiar și față de primul ministru, e dreptul presei, dar presa este liberă și slobodă. Monitorizarea în plus a presei de limbă maghiară este, mie mi se pare că nu este la locul ei. Nu, deci nu e vorba de... Păi, deci eu nu sunt ministru... Eu sunt ministru de interne, domnul Peter Eckstein Kovács. Trebuie să știu... împreună cu domnul Dâncu materialul, nu? Nu. Nu, deci material... Așa s-a scris, nu, împreună cu domnul Pușca deci, și cu domnul Dâncu. Deci acest material nu este o creație, cum să spun, a noastră. Ea a fost coagulată de către noi și nu numai, din informații din spațiu public. Adică, dacă vă uitați, sunt principii ale social-democrației, sunt chestiuni care au informații sau idei ventilate în spațiu public românesc, maghiar, etc. Fiind trei miniștri din Cluj și fiind candidați cu toții în organizația județeană, bineînțeles că suntem cei care au, dar foarte multe lucruri de aici au fost spuse de-a lungul timpului, de domnul președinte Iliescu, de domnul președinte Adrian Năstase, de alți lideri de partid. Nu putem să spunem că am inventat ceva cap-coadă. A văzut acest da, material... Domnul președinte Iliescu a spus, dar în anul 1992, după câte știu eu, domnul premier a fost în Harghita Covasna, a fost primit de primari cu eșarfa tricoloră, i s-a cântat imnul la liceul cu predare în limba maghiară și a fost foarte mulțumit, în afară de aprecierile critice ale presei. Nu, dar, este, cum să zic, așa mai trece supărarea. Domnule, n-a vorbit de enclavizare. Noi ca și guvern al României să privim această chestiune drept un succes, că primarii din orașe din România l-au primit cu tricolorul pe piept, sau să privim drept un succes al guvernării că s-a cântat tricolorul într-un liceu. Eu am fost acolo. Am fost lângă domnul prim-ministru în toată această vizită și am apreciat foarte mult normalitatea cu care s-a desfășurat, inclusiv cântarea imnului, inclusiv am stat lângă unul dintre primarii UDMR într-un microbus, de fapt ne-am deplasat dintr-un loc în altul, am vorbit despre ce planuri are, absolut normal, absolut firesc. Dar nu putem să cuantificăm acest lucru drept un succes. Să fie ceva absolut normal peste tot. Este o normalitate, este o stare de normalitate în aceste județe și acest lucru contestați dumneavoastră. Și acest lucru care doare, deocamdată documentul este al PSD-ului Cluj. Deci valurile sunt pe Someș. Eu cred că aceste durități, asperități din text vor dispărea și că va rămâne dorința sinceră pe care nu o contestăm și o apreciem mult, ca să lucrăm împreună, ca Transilvania să fie o locomotivă a României înspre integrare. Aici nu este niciun dezacord. Eu mă bucur, domnul senator, mă bucur că în sfârșit venim pe un teritoriu unde cred că avem subiecte de discuție comună. Documentul în sine s-a referit la un spațiu, pe care noi îl vrem în modernitate. Și mi se pare că această concentrare numai pe acea temă sau pe acea arie care cuprinde în spațiul sau în
în cuprinsul documentului foarte, foarte puțin. Chiar dumneavoastră a spus, sunt niște chestiuni. Exact asta spunea și documentul, că în acea zonă există niște chestiuni, iar documentul nu venea decât să spună trebuie să le rezolvăm. Acolo sunt oameni care conviețuiesc și oamenii, sunt spuse exact neadevăruri în acest material care supără. Aici, sunt obligați să spun. Domnul senator, exact acesta este punctul documentului. Acolo sunt oameni și trebuie să tratăm oameni, nu trebuie să tratăm anumiți, haide să spun, lideri sau anumite precepte și așa mai departe, care dumneavoastră spuneați că apare în spațiul discursului politic, apare în spațiul relațiilor, cum spuneați, economice și așa mai departe. Noi am venit cu gândul de a discuta foarte deschis și de a rezolva aceste chestiuni. A spune că tot documentul nu tratează decât acest subiect, mi se pare o deturnare chiar de la intenția și de la obiectivul pe care l-a avut. Dacă vrem să facem de adevăratele ceva pentru documentul, aici domnul Tucă a dat tonul prin acest capitol, dacă vreți, care s-a referit la UDMR. Nu, iertați-mă, mie mi se pare că aici pentru prima dată se discută foarte deschis, chiar cu aplicabilitate pentru Transilvania. Se discută de subsidiaritate, se discută de regionalism, se discută de niște chestiuni pe care lumea și chiar discursul politic de la noi îl evită. Pentru prima oară apare cu aplicabilitate la politica de la noi această chestiune. Ei, pe mine mă surprinde că nu avem o discuție la aceste concepte de bază, la aceste teme de bază, dacă tot spunem că vrem integrare europeană, dacă tot zicem că vrem cu toții să intrăm în Uniunea Europeană. Haideți să vorbim despre rolul statului, haideți să vorbim inclusiv despre rolul statului în protecția minorităților, că de fapt de aici a plecat acel subiect pe care dumneavoastră îl subliniați. Noi suntem de acord și vrem să discutăm inclusiv acest subiect, inclusiv această temă, dar am aprecia să ne găsim și să ne regăsim pe terenul amplei discuții referitoare la tema sau la problematica modernizării unei arii, care nu este nici o arie extra-europeană, nici extraplanetară, este o arie a României pe care în care toți trăim și pe care vrem să o ducem împreună cu România acolo unde este locul, în spațiul Uniunii Europene. Tematica aceasta, cred... Da? Iertați-mă, vreau să-l întreb, să citesc ceva din programul dumneavoastră de la PSD Cluj și să-l rog pe domnul Cova să comenteze sau să vedem care este părerea UDMR-ului despre... Documentul dumneavoastră arată că se vehiculează conceptul de patrie interioară realizată pe teritoriul Harghitei, Covaznei și Mureșului, care să-și asume împreună cu Ungaria un rol major în dezvoltarea și controlul economic al Transilvaniei, iar programul elaborat de statul ungar este pus în aplicare prin intermediul organismelor guvernamentale și neguvernamentale și prin angrenarea unor societăți comerciale sau bănci cu capital de stat sau privat. E adevărat, domnule... Astea spune un ministru de interne. Mi se pare destul de grav. Aștept. Păi nu, ce ziceți? E adevărat sau nu? Asta spune domnul Rus în program și programul PSD Cluj. Dumneavoastră contestați ceea ce spune domnul ministru? Evident. Și mi se pare de o gravitate foarte mare. Respectiv, Ungaria este o țară care este membră a NATO, este aproape de Uniunea Europeană, a acumulat o experiență, stă mai bine din punct de vedere economic decât noi. Ăsta este. Noi suntem vecini și ei, normal, așa s-a întâmplat și cu Austria. Austria a avut o prezență foarte activă în Ungaria într-o perioadă dată. Ungaria acum investește. Nu sunt între primii 5, cred că nu sunt nici în primii 10 în privința statelor care investesc în România. Este normal că este cooperarea transfrontalieră, puteți să vedeți și domnul știe foarte bine că vehiculați în conceptul Timiș, în Arad, în Bihor vin banii și, cum să zic, fără o concepție ocultă ca să fie o dominație, pur și simplu eu sunt, nici nu știu, sunt scandalizat de aceste date și, cum să spun, domnul Rus este ministru de interne, deci Aștept amănunte, sunt la bază ceva, haideți să-l ascultăm și pe relațiile dintre state sunt afectate. Haideți să-l ascultăm și pe domnul ministru. Deci, în primul rând, noi
Nu suntem împotriva investițiilor străine, din contră. Cu atât mai mult nu avem niciun fel de problemă în legătură cu investițiile maghiare. Sunt două lucruri distincte. Capitalul, indiferent că este maghiar, că este german, că este american, egal, el fuge după profit. Banii se instalează totdeauna acolo unde profitul este mai mare. Problema este dacă prezența acestui capital țintit, concentrat, creează efecte secundare, colaterale, altele decât cele care sunt în interesul național în țara unde el acționează. Acum, nu nici prin gând îmi trece să intru într-o discuție pe această temă dincolo de acest lucru. Am spus la început că la rigoare putem avea o discuție și pe această temă la modul țintit, privitor la felul în care se acționează într-o vis-a-vis de un anume lucru sau de alte lucruri și ce efecte creează. Domnul ministru, cei din UDMR spun că sunt scandalizați de declarațiile noastre. Domnule, de deja țintesc Bucureștiul, pentru că peste 50% din investiții se duc în București. Situația e și mai gravă, nu numai că vrem acapararea transilvaniei, vrem și a Bucureștiului. Nu este, nu, domnule Eckstein, nu asta este problema. Nu capitalul străin în sine, el trebuie să vină, este foarte bine că vine, este foarte bine că vine și capitalul maghiar. Decât că prezența lui, într-o măsură mai mare, mai mică, egal, coroborată cu alte gesturi, inclusiv cu legitimația de maghiar, și alte lucruri, pot genera situații pe care noi le putem aprecia ca nefiind în interesul României. Și atunci, bineînțeles că trebuie să luăm o anume atitudine în condițiile în care nu găsim posibilitatea să jucăm absolut corect și cinstit cu toții, după niște reguli foarte clare. Eu aș vrea să spun aici, dacă îmi dați voie, și revin puțin la documentul de la Veneția recent referitor la legea statutului, care făcea referiri îndeosebi la acea componentă sau la acel articol din legea statutului ce privește contribuția economică în susținerea atributelor etnice. E vorba de articolul 19, domnul senator, din acest document, și care știți foarte bine că în articolul 1 a acestui, sau în punctul 1 a articolului 19, vorbește de această componentă, deci de componenta economică a susținerii etnicite. Dați-mi voie să dai o citire punctului 1, pentru că aș vrea să discutăm în seara asta și despre legea statutului. Da, dar noi am crezut că discutăm totuși despre documentul acesta de Cluj. Păi e legat de asta, da, și documentul, sigur, de Cluj. Documentul de Cluj îmi face mai mare plăcere, da. Sigur că nu. Ce, să discutăm despre documentul PSD Cluj, da? Sau despre legea statutului? Ce vă face plăcere? Că noi aici de-aia n-am fost angajați, ca să vă facem noastră plăcere, domnul Covaci. Eu zic să vorbim, desigur, despre documentul PSD-ului. Acesta Bun. Este obiectul emisiunii. Eu pot să Bun. Vorbesc și despre legea statutului maghiar. Aș vrea să vorbim ceva și despre legea problemă. Aș vrea să vorbim și despre legea statutului. Articolul 19, punctul 1, la care face referire domnul Pușcaș, spune așa: Republica Ungară sprijină crearea, respectiv funcționarea organizațiilor cu scop lucrativ care funcționează într-o țară vecină și care favorizează obiectivele comunităților naționale maghiare din statele vecine. Probabil că la asta făcea trimitere și domnul Rus atunci când vorbea de un pasajul acela al documentului de la PSD Cluj. Vi se pare în regulă articolul? Da. Cum să zic, sprijinul desigur este și documentul de la Veneția, este în domeniul culturii și al identității etnice, cultura, învățământul. În același timp, vă rog să nu pierdeți din vedere că există un dezacord, mă rog, în privința dezvoltării economice a celor două țări. Eu cred că doctrina Ungariei, ca maghiarii din România să rămână în România, să se descurce pe locurile în care s-au născut,
este o doctrină corectă, dacă vreți, și din punct de vedere românesc. Acum, dumneavoastră, desigur, puteți să interpretați această prevedere. Eu mă gândesc că există un transfer de cunoștințe din domeniul economic care este benefic pentru toată lumea din România. Domnul Covaci. Da, vă rog, da, iertați-mă, nu, am vrut doar să precizăm, sunt chestiuni distincte. Deci investițiile străine, capitalul care vine din Budapesta spre spațiul acesta economic nu găsește o preliște, asta este indiscutabil. Era în discuție acest aspect al susținerii etnice care venea și știți foarte bine la punctul 2, sub punctul E, spune alte întreprinderi economice care favorizează obiectivele cuprinse în aliniatul 1. Deci era vorba de o chestiune care aici noi, dacă într-adevăr suntem pe un spațiu a suveranității României, trebuie să discutăm legat de această componentă. Și la aceasta făcea referire textul, fără nicio, după părerea noastră, fără nicio tendință malițioasă, era vorba de o discuție pe care vrem să o ducem, mai ales spre problematica noastră acolo locală, din punctul de vedere al atributelor pe care noi am considerat că doctrina social-democrată actuală, contemporană, ne-o permite să o discutăm în spațiul pluralității cu metodele acestea moderne și să nu creăm divergențe. E o îmbinare și o îmbiere în același timp de a găsi soluțiile cu toții cei care locuim acest spațiu. Domnule Pușca, și îmi cer iertare, dar dumneavoastră aveți un limbaj european, pe-european pentru mine, care sunt aici din București, pe malul Dâmboviței. Nu, eu sunt mai... de pe malul Cluj, iertați-mă, Someșului. Vă spun, dar stați pe aici, pe la București. Uitați ce declară domnul Orban. Declară următorul lucru. România are 2 milioane de români în plus, iar Ungaria are 2 milioane de unguri în minus. Doamne ferește, nu cred că a spus asta. Nu, asta a spus. În un interviu acordat postul de televiziune Duna TV, premierul ungar Victor Orban a declarat că problema majoră României este aceea care în plus 2 milioane de cetățeni de etnie maghiară, în timp ce problema Ungariei este că are 2 milioane de cetățeni mai puțin. Deci dumneavoastră, în timp ce vă curcați în limbajul ăsta... Noi ar urma să nu ne scandalizăm la nimic. Și ar urma să tot ne uităm cum colegii noștri se scandalizează. Deci, până mai la urmă, bine decât să ne scandalizăm, să punem mâna, așa cum zicea, să ne suflecăm mânecile, să construim lucrurile. Da, bun. Haideți să luăm... Domnul Covaci, mai sunteți acolo? Enclavizat, cum așa nu, cum... Cum să nu? Și ce părere aveți de declarația asta făcută de... Această declarație, eu nu... Că sunt convins, știu că este ridicat cu undeva scos din context. Adică? Și în afară de asta, există declarații suficiente și nu declarații de la Budapesta, sunt declarații de la Cluj, de la București, date de UDMR, în care noi, ca și reprezentanții acestei comunități, am spus în clar și în mod repetat. Noi vrem să trăim aici pe meleagurile unde ne-am născut și aici să ne descurcăm. Nu cred că suntem în plus pentru România, după cum cred că n-au fost în plus nici germanii, nici evreii care, din păcate, au plecat în masă din această țară. Cred că le ducem lipsa și cred că e cazul ca să găsim modalități care să facă comunitatea maghiară să dorească și în continuare să trăiască pe aceste meleaguri. Aceasta era și intenția acestui document și ne bucurăm că, iată, găsim totuși intenția documentului, am înțeles, dar nu vreți să-mi comentați și mie declarația domnului Orban? Nu e scoasă din context. Este o declarație, vă spun imediat cum a fost făcută. Comentând declarațiile omologului său român Adrian Năstase, conform cărora România nu va tolera prezența unor persoane străine care să examineze afilierea națională a propriilor cetățeni, premierul Orban a precizat că această chestiune nu se poate rezolva prin încordarea mușchilor. Și a venit cu această declarație, deci nu e scoasă din context, e vorba despre o declarație făcută ca răspuns la declarația lui Adrian Năstase pe legea statutului. Deci asta a spus, România are 2 milioane de români în plus, iar Ungaria are 2 milioane de unguri în minus. Îmi pare rău. Dar nu asta e problema. Aș vrea să-mi spuneți care a fost înțelegerea dumneavoastră, pentru că cei de la UDMR cu cei de la PDSR, cei de la PSD în ultima discuție. A venit domnul Adrian Năstase, premierul României, cu propunerea ca
să beneficieze de legitimația de maghiar cei care sunt membrii UDMR. Ați fost de acord? Ați îmbrățișat această idee? V-ați mai gândit? V-ați răzgândit? A fost analizată această propunere care, în primul rând, nu trebuie îndreptată UDMR-ului, ci guvernului Ungariei, pentru că aici este vorba de relația între cele două state și între cele două guverne. Este vorba de o lege adoptată de Parlamentul de la Budapesta, deci dacă sunt probleme de execuție, în principal cele două guverne trebuie să fie de acord. Pe de altă parte, în această lege a statutului, după cum bine știți, există anumite criterii pe baza căruia se dau aceste legitimații și care nu sunt în totală concordanță cu ceea ce a propus domnul prim-ministru Năstase. În orice caz, noi am considerat că este o propunere interesantă pe care am verificat-o, am analizat-o și până la urmă cred că se poate integra în acest proces de elaborare a legitimațiilor de maghiar. Da, îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, dar chiar dacă dumneavoastră ați fost de acord, dar nu știu dacă ați fost de acord, dumneavoastră spuneți acum că da, ați fost de acord, Conferința Maghiarilor din Străinătate a adoptat criteriile de acordare a legitimației de maghiar, o conferință la care a participat însuși premierul Victor Orban și știți cum se acordă, nu? Deci propunerea domnului Năstase devine caducă, chiar dacă dumneavoastră, cei de la UDMR, ați fost de acord cu ea. Participanții la această... Bine, legitimația, cum să zic, calitatea de membru într-o organizație reprezentativă a maghiarilor din țările vecine este un criteriu pe baza căruia se pot elibera aceste legitimații. Aici nu există neconcordanță, dacă vreți, și nu am zis că am îmbrățișat această idee. Bun, deci n-ați îmbrățișat. N-ați fost de acord cu propunerea premierului. Cum să zic, o parte din ea cred că este viabilă, se poate aplica. Pe care parte din ea, domnul Covaci? Aici trebuie să se înțeleagă cele două guverne și nu părerea UDMR-ului este... Păi și atunci de ce ați mai stat de vorbă? Iertați-mă, eu nu sunt negociator șef la Uniunea Europeană. De ce ați mai stat de vorbă? Dacă dumneavoastră spuneți că nu aveți, să spunem, căderea de a hotărâ cum se aplică, cum se eliberează legitimația de maghiar. La ce bun să mai stați să aveți consultări cu PSD-ul? O idee. Ce era? Să nu-l ascultăm sau să nu analizăm sau să nu o transmitem, dacă vreți? Nu, dar în primă fază ați fost chiar de acord. Eu am urmărit conferința de presă a domnului Marco Bella, care spunea că da, propunerea domnului Adrian Năstase e interesantă și că e în regulă, probabil că vom merge pe această propunere. Ca să beneficieze de legitimația de maghiar, iertați-mă o secundă, toți cei care sunt membrii UDMR. Între timp domnul Marco Bella spunea acolo că și de aici înainte se pot înscrie, deveni mai mult și alți cetățeni maghiari care n-au devenit până atunci și pot deveni membrii UDMR. Dar iertați-mă, am înțeles că a fost o consultare, că nu puteți refuza dialogul. Însă pentru telespectatorii noștri trebuie să afle participanții la conferința maghiară din străinătate au adoptat participanții au adoptat criteriile de acordare a legitimației de maghiar. La această conferință a participat, așa cum spuneam, și domnul Victor Orban. Participanții au hotărât că vor putea beneficia de legii, de prevederile legii statutului persoanele care afirmă că sunt de origine maghiară și vorbesc maghiara și sunt membre ale organizațiilor maghiare din străinătate. La fel, cei care sunt considerați maghiari într-un stat vecin de către administrație sau de către biserică vor putea beneficia de legitimația respectivă. Sper că înainte cu o lună de intrare în vigoare acestei legi, primii solicitanți vor putea primi legitimația de maghiar, a declarat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Zsolt Nemeth. Așa cum a făcut-o joi și premierul ungar Victor Orban, Nemeth a afirmat că un raport al Comisiei de la Veneția, a Consiliului Europei, aprobă noua legislație ungară. Deci eu și cred că nici cetățenii români nu înțeleg mare lucru. O să îl rog pe domnul Rus să ne spună ce înțelege PSD-ul și care este poziția părții române după această conferință a maghiarilor din străinătate și după aceea să vă dau dumneavoastră cuvântul dacă nu vă deranjează. Domnule Rus. Din punctul nostru de vedere, n-am avut niciodată nimic împotrivă pentru tot ceea ce înseamnă păstrarea identității etniilor în România și în România și prin programul de protecție a minorităților. Pentru că noi suntem un model, până la urmă, în Europa, privind acest lucru. Deci tot ceea ce înseamnă învățământ, cultură,
dreptul la utilizarea limbii, există legislație și acțiune pentru acest, pentru materializarea acestui. Domnul Rus, dumneavoastră... În ceea ce privește însă această discriminare pe criterii economice, pentru că prima oară apare această, pentru că în anii 70, noi am trăit acolo și eu și domnul Peter Eckstein. Dacă că nu v-ați întâlnit, da. Nu ne-am întâlnit. Când veneau ungurii în România să-și iau o rudă de salam, să-și iau o conservă, să-și iau... Nu ne-a trecut, pentru că era nivelul de viață mai bun în România decât în Ungaria. Atunci, nu ne-a gândit să facem legitimații de români la cei care intră înăuntru ca să-și poată lua salamul mai ieftin. Mă văd că a început domnul Fura a face legitimații de român acum. Mă rog, asta e altă... Nu ne-am gândit. Deci am considerat-o că suntem vecini, are vecinul o problemă, îl ajuți tu. Iar aici este o exacerbare unei chestiuni pe care nouă ne creează o problemă. Am discutat, am avut dezbateri. Da. Eu v-am întrebat concret. Este o declarație nouă de astăzi. Este o declarație nouă. Vreți să vă spun și poziția guvernului Năstase, că poate v-ați luat cu PSD Cluj. Știu comunicatul pe care... Păi vi-l spun eu, pentru că în momentul ăsta guvernul României apreciază că poziția adoptată cu ocazia celei de-a patra reuniunea a conferinței maghiarilor în problema legii privind maghiari din stat de vecine Ungariei este de fapt un refuz al propunerii privind eliminarea mecanismului legitimației și reglementarea pe cale bilaterală a chestiunilor legate de drepturile economico-sociale. Cunoașteți conținutul, cunoașteți comunicatul, cunoașteți poziția părții române, domnule Covaci, în legătură cu... Cum să nu cunosc? Păi eu cred că este într-un mare impas dialogul român-ungar pe tema legitimației de maghiar și suspendat până un alta dialog între PSD și UDMR. Domnul Tuca, dacă îmi dați voie, cred că nu va fi suspendat nici dialogul dintre UDMR și PSD, pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că aici se va negocia și se negociază în termeni mai duri. Domnul prim-ministru a făcut o propunere care nu a fost în întregime agreată de către partea maghiară, se vor face contrapropuneri și până la urmă cred că vor avea cele două guverne atâta simț practic ca să găsească o cale de mijloc, ca să nu exportăm această gâlceavă în Europa, să nu fim priviți. E prea târziu. Gâlceava este exportată. Idealuri. Nu cred că este prea târziu. Eu vă spun, ultima declarație făcută de premierul Adrian Năstase sună așa. Legea statutului trebuie suspendată dacă ea nu va fi amendată. Deci, practic, în momentul ăsta sunt două poziții total opuse. Nu pot să spun ireconciliabile, dar total opuse. Dați-mi voie, dumneavoastră și invitații mei din studio, să ne oprim puțin pentru publicitate și să continuăm dezbaterea noastră după aceea. Publicitate. Începe de când îl iei, pentru că acum Zim în sat 35 costă numai 899.000 de lei și în primele 6 luni plătești doar jumătate din abonament. Abonează-te la Conex până la 15 noiembrie și ai cu ce să te distrezi. Și tu ai astfel de probleme? Acum ai inovația Timotei cu plante sălbatice. Salvie purificatoare, rozmarin tonifiant, rezultatul? Un păr mai strălucitor, plin de vitalitate. Noua gamă Timotei cu formulă extra eficientă. Descoperă puterea naturii. Hai să vorbim despre machiaj și creme, despre culoarea roz, despre bărbați, mascara și manicură, despre cât trebuie să cheltuiască o femeie pe rujul de buze. Hai să vorbim despre cât de mult ne place să facem cumpărături, dar nu avem timp de cumpărături. Cine ne dă o mână de ajutor? O reprezentantă Avon, cineva cu care poți vorbi de la femeie la femeie, de la suflet la suflet. Hai să vorbim despre frumusețe și cum să o menținem. Hai să vorbim Avon. Delva cu 8 bibaine, margarina preferată de întreaga familie. Delva cu 8 bibaine. Angelii.
preludiul unei aventuri. Noi nu mai folosim pastă de dinți. N-am mai folosit de luni de zile. De ce să te speli cu pastă de dinți? În definitiv, toată gura ta are nevoie de protecție. Nu doar dinții. Dar și gingiile și respirația. Ce ne trebuie nouă e o pastă pentru întreaga gură. Aquafresh cu protecție triplă le face pe toate. Sunt 3 paste de dinți diferite într-o singură pastă pentru toată gura. Pentru dinți puternici, gingii sănătoase și respirație proaspătă. Noi nu mai folosim pastă de dinți. Acum ne spălăm cu Aquafresh. Este o pastă pentru întreaga gură. E atât de greu să ai un păr sănătos, strălucitor? Nu, doar o picătură de Organix cu esențe naturale poate fi de ajuns. Eu l-am încercat și se vede. Încearcă și tu noul Organix la pliculeț cu esențe naturale. Da, continuă dezbaterea noastră. Invitații în această seară, domnul Ioan Rus, ministru de interne și președinte al PSD Cluj, domnul Vasile Pușca și negociator șef al României pentru UE, vicepreședinte al PSD Cluj și domnul Peter Eckstein Kovács, senatorul UDMR. Domnule Kovács, spuneți-ne, vă rog, cum vedeți dumneavoastră ieșirea din această fundătură politică, să spunem? Sunteți practic între Ciocan și Nicoval, între cele două guverne, guvernul român și guvernul maghiar, în problema legitimației de maghiar. Da, cam așa este. Eu cred în același timp că aici problemele sunt de executare. Acum, noi avem o experiență destul de tristă, de altfel, cu normele de aplicare care câteodată schimbă chiar sensul legii. Hai acum să ne gândim la niște norme metodologice de aplicare care fac ca textul legii să fie mai digerabil pentru ambele părți și să fie aplicabil fără probleme prea mari. Eu, domnul senator, cred că îmi veți permite și mie. Acum, problema aceasta, mie mi se pare că este totuși a statului ungar. Deci legea a fost aprobată de Parlamentul Ungariei, trebuie să fie aplicată de guvernul Ungariei. Deci, sigur că da, așa cum a spus și concluzia de la Comisia de la Veneția, dacă textul ar fi fost discutat, negociat înainte ca el să fie aprobat, validat de către Parlamentul Ungariei, era mai ușor. Acum deja se pune problema aceasta a aplicării, iar din punctul de vedere a României, exact așa cum a spus dumneavoastră și a UDMR-ului, aceasta este părerea mea, chestiunea a fost să nu lăsăm să se dezvolte o stare de conflictualitate așa cum se anunță în zona Europei Centrale, pentru că interesul este și a Ungariei și a României să nu existe în această zonă conflicte și dispute, pentru că suntem cu toții cu același obiectiv de integrare. Dacă îmi permiteți dumneavoastră acum, domnul profesor, aici nu cred că poate să fie să se genereze conflicte în zonă. Mie mi se pare că este o neînțelegere, dacă vreți, între cele două țări pe care noi, cetățeni români de etnie maghiară, avem tot interesul să fie aplanat și rezolvat, dar să nu amplificăm lucrurile, că este o problemă a Europei Centrale și poate să genereze conflicte, Doamne ferește. Da, chestiunea este aici, statul maghiar în această situație, dacă sunt nemulțumiri, nu, în România, prin ce se traduce treaba aceasta? El își câștigă statutul de exportator de conflict, nu? Deci exportă conflict și după aia noi ne gândim aici cu toții să vedem cum o să facem normele de aplicare sau cine le va face, astfel încât să fie digerabile pentru ambele părți. Păi nu ne era mai comod tuturor să nu avem tema aceasta de rezolvat? Sunt atâtea alte teme pe care le avem de rezolvat. Erau multe alte soluții. Deci în situația concretă, statul maghiar a exportat acest potențial conflict. Nu pot să vă răspund că am avut o mică pană de curent, așa că... Păi încă se mai ia curentul la UDMR? Nu cred că a fost un export de problemă, de altfel. Anticipând puțin ce a spus dumneavoastră aici... Problema este de aplicare, sigur. Viena s-a spus că apărarea minorităților naționale care trăiesc într-o altă țară decât țara de origine este o chestiune care este tratată în mai multe țări
și că aceasta este o abordare de a acorda anumite facilități, o abordare care se încadrează în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Domnul senator, chiar astăzi a existat o interpretare și a legii statutului și a documentului de la Veneția a unuia dintre juriștii celebri de la Geneva care au fost în această comisie și dânsul a repetat încă o dată chestiunea respectării și a prezervării identității minorităților etnice este o chestiune a fiecărui stat acolo unde există aceste minorități. Și firește există instrumentele europene și instrumentele internaționale care facilitează și care pot să potențeze aceasta. Dar atributul statului este acela el însuși să rezolve. Și atunci chestiunea noastră, deci ca stat român, este exact așa cum sugeram și în documentul de la Cluj, să ajungem la o comunicare, la un dialog al nostru aici, pentru a vedea cum putem să rezolvăm problemele. Cealaltă chestiune, chestiunea legii statutului, chiar dacă se va supăra domnul Tucă, este o chestiune pe care trebuie să o rezolve Ungaria, pentru că ea este titularul acestei legi. Iar extrateritorialitatea, din punctul de vedere a aplicării legii, știți foarte bine cum se consideră. De aceea trebuie să rezolve Ungaria prin negocieri cu România, domnule Cuștești. Sigur că da, atunci când este vorba dacă de aplicare. Dacă vrea să o aplice pe teritoriul României. Dar nu pe teritoriul României, iertați-mă, asta este, ați văzut, la Veneția acest lucru a fost respins. Haideți în concluzie, domnul Covaci, ascultăm cuvântul noastră de concluzie. Credeți că acest document al PSD-ului se poate discuta cu partenerii de guvernare. Ați să vezi totuși un protocol cu PSD-ul. Dacă acest program va fi adoptat de PSD, pentru că el va fi discutat la centru, să spunem, la cel mai înalt nivel în PSD. Ce veți face dumneavoastră UDMR? Documentul se poate discuta și eu din primul minut am salutat apariția acestui document care arată o optică nouă care se coace, dacă vreți, în cadrul coaliției a partidului de guvernament. În același timp, acest document cuprinde neadevăruri cu privire la relațiile interetnice din anumite părți ale Transilvaniei, ceea ce deranjează și nu înțelegem de ce a trebuit să fie legate cele două chestiuni. Eu cred că asperitățile acestui text și, dacă vreți, neadevărurile din ea vor dispare și cred că va fi o temă de discuție nu numai între PSD și UDMR, ci în viața politică românească în general. Bun, vă mulțumim mult pentru participarea din această seară alături de acolo, la sediul UDMR, alături de invitații noștri din studio. Bună seara, numai bine! Domnul Covaci a spus în nenumărate rânduri în această seară, a vorbit despre neadevărurile conținute în documentul dumneavoastră, domnule Rus. Deci este poziția dânsului. Da. Poziția noastră este una la fel de clară și făcută publică. Acest document nu are nimic cu populația maghiară. Deci el este menit să promoveze o socialdemocrație aplicată acelei zone și să găsească soluții la problemele pe care ea le are. Nu este împotriva populației maghiare. În același timp însă, arată foarte clar câteva probleme care există acolo, care vor trebui rezolvate, chiar dacă le spunem cu toții neadevăruri. Uite, le numim neadevăruri, dar avem aceste neadevăruri spre rezolvare și trebuie să le rezolvăm. În ceea ce mă privește pe mine ca ministru în Guvernul României, vreau să vă asigur că regulile jocului și legile în această țară vor fi respectate. Indiferent cine și cât de neadevărat va fi considerat un lucru sau altul. Deci cum a reușit statul să pierdă autoritatea în județele Harghita și Covasna? Spuneți acest lucru în document. Domnul senator spune că este un neadevăr. Lăsați-l pe domnul senator, acum l-am luat la revedere. Nu, era un neadevăr. Întrebați-l pe fostul secretar general al guvernului, cum îl chema, care a dormit în mașină acolo, fiindcă nu l-a lăsat să intre. Remus Opriș. Uitați că are vedea pe ăștia care au fost la putere.
Spuneți-mi, vă rog. Și așa mai departe am putea continua. Nu este cazul. Și nu asta este. Bun, și în momentul ăsta statul român și-a pierdut autoritatea în cele două județe? Considerabil. Considerabil. Care ar fi cauzele, domnule ministru? Cauzele sunt legate de, exact ceea ce scrie aici. Din spune nefericire. Și pentru telespectatorii noștri. De ce au fost făcute publice toate aceste lucruri și nu vreau... Deci, numai lumea este într-o schimbare atât de rapidă, încât noi nu mai avem timp de, de povestit despre fiecare lucru. Noi chiar trebuie să facem. Acest program, acțiunile noastre, vor trebui materializate cu o viteză mult mai mare. Spuneți-mi câteva puncte prin care dumneavoastră vreți să reinstalați sau vreți să dați de aici înainte autoritatea guvernului statului român în cele două județe. Asta este problema, că statul în sine, el trebuie să... Statul e o noțiune simbolică. Autoritățile. El e o noțiune simbolică, el funcționează prin instituțiile sale. Instituțiile Iar sale. În acest program, mi-am scos aici câteva chestiuni, n-a fost timp în această emisiune. Noi vrem să potențăm autoritățile locale, structurile județene, structurile regionale. Deci tocmai trebuie ca ele să nu mai aștepte totul de la centru, că nu s-a redistribuit greșit, că s-a dat prea puțin unui județ sau altuia. În același timp însă autoritățile de acolo nu creează programe noi, nu potențiază... Deci mergeți pe autonomia autorităților. Pe autonomia autorităților locale. Și, iar statul, sunt o serie de lucruri legate de rolul statului, care trebuie să armonizeze lucrurile care, într-un loc, un județ sau o zonă este într-o fază de dezvoltare, o altă fază. Unul trebuie ajutat, unul... În sfârșit, echilibrele acestea care numai statul le poate face. Și toate acestea pentru ca și românii și ungurii să o ducă mai bine. Și țiganii și toți cei care trăiesc aici. Asta este esența. Iar comunitățile locale, de fapt, sunt... Dezvoltarea zonală, regională, prin autoritățile locale, prin programe locale, exact. Prin potențarea care să fie armonizate de către stat. Da. Bun, și totul derulat în interesul general al statului național unitar. Am înțeles, numai că UDMR contestă noțiunea asta de stat național. Asta înseamnă că dumneavoastră au o problemă. Pentru ultima dată în această seară, publicitate. Ținte bine! Uită-te înainte! Te-ai lovit? Nu. Hai, du-te! Mihai a făcut un pas mare înainte. Și noi la fel. Noul Omo cu formula sa avansată elimină chiar și petele dificile de ulei și redă albului strălucirea ireproșabilă. Noul Omo. Când dincolo de orice pată, e o lecție învățată. Bărbații transpiră cu până la 50% mai mult decât femeile. Nou. Rexona for Men. Eficiența la masculin. Cumpără 30 de litri de benzină de la orice stație MOL și câștigi pe loc un stick Rexona for Men. Vino să-ți iei premiul de la Jurnalul Național. Citește Jurnalul Național și cât ai numărat până la 7, câștigi premii de peste 1 miliard. În octombrie te așteaptă la scară mașina care ia ochii tuturor. Un super Citroen Xara Picasso. În noiembrie citești Jurnalul Național și câștigi o linie audio Philips de sperie vecinii, plus un video recorder Sony, un mega televizor Philips și un DVD Sony. Iar în decembrie, pregătește-te să petreci sărbătorile în casă nou mobilată. Jurnalul Național îți oferă mobilier complet pentru două dormitoare, living și bucătărie, plus aparate electrocasnice, un aragaz indesit, un aspirator Philips, o combină frigorifică și o mașină de spălat Whirlpool. Vrei să câștigi? Citește Jurnalul Național! Vrei să câștigi mai mult? Abonează-te la Jurnalul Național! Toamna asta, Jurnalul Național e plin cu premii! Detalii în ziar! Volvo știe de ce aveți nevoie. Și atunci vă oferă gratuit la S și V40 un pachet de dotări opționale în valoare de $1,800. Surprizele cele mai plăcute vin când nu te aștepți, pentru că noul organic are acum un preț excelent de numai 49.900 de lei. Un adevărat răsfăț! Da, ultima parte a emisiunii noastre. Vă rog, domnule Pușca, și o concluzie la ceea ce am discutat în această seară și împreună cu domnul Covaci.
În primul rând, eu mă bucur că am discutat un document care este a unei organizații județene, un document politic, și aceasta înseamnă că în România există premisele pentru un nou stil politic și pentru un nou mod de a face politică. În al doilea rând, este cât se poate de clar că noi trebuie să ne adresăm oamenilor și trebuie să ne adresăm problemelor lor, pentru că ne adresăm în primul rând votanților, constituenței, celor pe care trebuie să-i servim. Noi suntem niște servanți publici și atunci trebuie să ne adresăm lor. Și în al treilea rând, dacă dorim cu adevărat la integrarea europeană, atunci trebuie să avem curajul să ne privim în față și să intrăm în competiție și cu cei care sunt partenerii noștri, într-o competitivitate în sensul acesta, dar să intrăm și cu noi în competiție. Mulțumesc. Domnule ministru, spuneți-mi ce se va întâmpla dacă PSD-ul nu va fi de acord cu acest program al dumneavoastră în momentul în care va fi dezbătut la centru, să spunem. Bun, poate să nu fie de acord la nivel, pentru că extensia lui la nivel național. Da. Nici pentru că este pentru o zonă. Bine, corectat, să spunem, dar la nivelul județului el a fost aprobat de către partid. Deci, practic, nu mai poate fi oprit numai prin suspendarea dumneavoastră de acolo, adică să dizolve organizația PSD Cluj, altfel, indiferent că va fi... Nu cred că este cazul. Nu, tocmai în cazul în care nu va fi asumat acolo, dumneavoastră veți pune în aplicare acest program, pentru că el a fost, spuneați, votat în unanimitate la Cluj. Exact. Am înțeles. Și nu numai atât, el va fi urmat de programe sectoriale. Adică noi nu am făcut un document în legătură cu care să uităm, să stea într-un raft undeva. El va fi urmat de o strategie pentru județul Cluj economică, după aceea o strategie pe cultură, pe fiecare... Ce programul pe Cluj, programul PSD al programe Clujului sectoriale. Și vă structură programe sectoriale. Și el va fi aprobat probabil în Consiliul Județean Administrativ, deci... unde vor vota și consilierii UDMR și PRM și așa mai departe și PSD, pentru că avem argumente. Am înțeles. Bun, domnilor, vă mulțumesc mult pentru participare în această seară. Ne vedem din nou mâine la 22:30. Țineți aproape.